Am trecut, am anunțat că vom oferi sprijin financiar pentru unitățile de învățământ afectate de inundații. Astăzi am adoptat hotărârea de guvern. Este vorba de 12 unități de învățământ din județele Alba și Cluj, afectate de inundațiile din această lună. Este vorba de 1,5 milioane de lei de la buget de stat, care se vor duce către bugetele locale pentru executarea lucrărilor de investiții necesare, refacerii și punerii în siguranță a infrastructurii școlare pentru 12 unități, așa cum am spus. Detaliile sunt la Ministerul Educației.